Salutare tuturor și bine ați venit la nou videoclip. Suntem aici în piața Utanie la Arad și vom face un video cu schimbarea de astăzi. Că s-a dat drumul aici la tramvaie până la Capitan Ignat și dincolo la Capitan Ignat până la Piața Romană. Așa că haideți să dăm drumul. No, haideți că am pornit. Acum virăm spre unde-i depou și mie pe strada cealaltă. Și ce părăsim piața UTA. Da, apropo, m-am referit la Capitan Ignat prin Alfa la Piața Romană cu autobuze. Că de la Piața Romană spre Micăla Caiară se circule tot 18-le. Dar e împărțit, că sunt lucrări pe Capitan Ignat Alfa acum, până în aprilie 2023. Apropo, aici ai depoul de tramvaie de la UTA. Acum, pe strada Cocorilor mergem. Este linie de tramvai. Aici s-a modernizat oricum pe partea de confecții Capitan Ignat. Astăzi s-a dat drumul, acum o săptămână s-au făcut testări. O anunțat și primarul că limbii barți și na. Am zis să vin, am fost ieri, am venit și azi. Traseul nu e foarte lung. Apropo, salutare, aici sunt 3 octombrie 2022, ora 18:41, e lung. No. Astăzi merge și videoclipul ăsta, acesta sub pe un Imperio Civitas. Fabricat aici în Arad, chiar fabrica e nu departe de aici. Și da, e fain. Mergem și abordăm și subiectul acesta, pentru că ieri a fost o parte întâi, să zicem așa. Da, am trecut mai departe să urmeze stația confecții. Asta nu mai știu. Cred că aia a fost Aris, scuze, și asta e orologerie, mă rog. Dar chestia e că nu. Mergem mai departe. Aici Mimureșul mor pe partea asta de altă. Aici era o linie de cale ferată, intra la industrie, aici trecea drumul. Pe vremuri, acum deja e scoasă de mult timp. Aici e semafoare, oricum. Da, deci a fost UTA Alice Orologerie, așa e. Dar văd că nu s-a schimbat pe site nimic. Deci tot așa e cum a fost ieri. Actualizez eu mai repede decât ei, mă rog. Hai să vedem că aici să se vadă modernizările. No. Știu că am mai făcut alt videoclip că încă era în lucrări aici. Și alt tramvai. Fine. Acum aici totul e nou. Și catenarea, și stâlpii, și liniile, și terasamentul, și pietrele sparte, și stația. Numai că stația încă nu-s gata complet, că nu. Uitați, mai trebuie asfaltat aici, mă rog.
oricum stația confecției. O să trebuiască să mai termine până o să aibă materiale de construcție, așa o explicat fiind primarul. Da, e bine că îi da drumul. După un an și e bine că s-o da drumul. Dar oamenii au fost confuz, pentru că nu știau dacă mai circulă tramvaie sau nu, autobuze sau cum e aici, că au fost o toamnă care s-a dus la autobuz, efectiv. Și no, au coborât, no, am explicat care e situația până la urmă, dar faza e că eu de aceea fac acest videoclip ca să vă informez pe dumneavoastră și pe voi și pe dumneavoastră, pe arădenii de aici, cu schimbările ce se fac. Și stau așa ca să vedeți. Și așa e acum. Deci două de 18, două sensuri. Adică, fă frumos, UTA confecție Capitan Ignat, tramvai, Capitan Ignat Alfa, Piața Romană, autobuz și Piața Romană, Piața Podgoria, Micalaca, roata, cum merge normal, tot așa, tramvai. Până în aprilie mai 2023. Haideți cu mine stația. Și o să coborăm pentru că capătul liniei. Sunt curios unde ne lasă. Cred că aici. Haideți. Încă în șantier, dar nu-i bai. Haideți că merge tramvaiul să se întoarcă și autobuzul e fix acolo. Mă duc și eu la ea, la mai întâi. Interesant că faza asta e de ieri, pentru câteva ore. Puteau să pună ceva de genul și pentru de acum încolo. Nu știu de ce nu au pus, dar mă rog, puteau să pună și la UTA și aici și la restul stațiilor. Cred că autobuzul mereu să aștept pe următorul, nu contează. Până atunci să stau eu frumos aici. Dar, în principiu, ele se întâlnesc, deci cobor de pe tramvai, urci pe el și trebuie să plece. No, haideți că aici suntem. Ieri, fix aici am urcat pe tramvai, ieri încă când a circulat. Alt video, uitați-vă la aia cu Capitan Ignat, Piața Romană, cu tramvaiul și o să vedeți. Eu o să aștept autobuzul până vine și după aia continuăm. Am plecat cu autobuzul, o să vă arăt cum arată linia. Acum am văzut că a început să scoată deja. Deja l-au mișcat, uitați aici. Ce ai ridicat pământul, asfaltul, pământul, chestia, gata, au început, să vedeți aici, lucrări, câteva sute de metri, nu știu dacă vă zic un kilometru, dar alții ziceau că se putea pune tramvai până la Biserica Sârbească, dar nu, oricum aici, stația de autobuz pentru piața Obor. Deocamdată nu mai e mare lucru, nu s-o atins, dar se văd că liniile sunt cârne, deci necesită o remizare totală, cum și dincolo, pe confecții Capitan Ignat, dar văd că aia a fost stația de pomenire, da, mă rog, aia a fost stația de pomenire, scuze.
Deci aici va fi, vedeți că asta e partea veche. De-aia vă iau ca să se vadă. Și cred că până aici. Aici e partea modernizată iară. Stațiile sunt noi. Și aici ne-am întors și iar cu tramvaiul. Acum noi, da, cam așa. Eu sunt unei stații de autobuz. Ah, vecinătatea stațiilor, cred că aici oprește. Ah, bine de știut. No, aici un exemplu de vecinătatea stațiilor. Urmează Biserica Serbească, scurios aici unde oprește. Aici în urma stația de tramvai. Cred că pe aici? Hai să vedem. De-aia și fac acest video, ca să știți. Aha, aici. Dar nu mai nimeni. Cam tot pe traseul tramvaiului. Aici e normal stația de Paul Chinezu. Dar cred că nici aici nu oprim pentru că nu-i nimeni care coboară. Și urmează Piața Romană. Sunt curios unde ne oprim. Să aflăm acum. Cred că aici, dar nu sigur. Ne bagă. Exact. Ne bag aici și se întoarce. Acolo văd că e poliție. Aici e oprirea și în față cred că e... Sau nu? Acolo e stația. Nu, aici. No, aici. Și încoace practic e Piața Romană, partea asta la altă. Pentru continuare se merge încolo, acolo e toată piața și stația de tramvai 1 aici și 1 dincolo, unde am fost și videoclipul de ieri. O să vă arăt oricum și acum. Oricum acolo, de acolo am venit și autobuzul a intrat încolo, practic acolo e stația, dar aici e bucla de tramvai, asta e Piața Romană din Arad. Și 18 trebuie să vină și se întoarcă iar aici, partea asta dată, că mai este partea cealaltă cu Făt Frumos, Alfa Capitan, asta, Confecții Capitan Ignat. Deci așa e practic, Făt Frumos, Ulta, Capitan Ignat, tramvai, Capitan Ignat, Alfa, Piața Romană, autobuz, Piața Romană, Podgoria, Bila, Renașterii, Podgoria, Piața Romană, tramvai, 18, B, tot așa, 18. No, aici e 18 barat. Și mă pun cu pe ea. Și așa se continuă mai departe. Restul se știe. Până la roata Micalaca. Așa că eu o să-mi iau rămătoare și acum o să dea voi ziceți vreau asta despre acest video și cum s-au schimbat lucrurile aici cu traseul.
Alfa și cu ce urma tramvaile și autobuzele în Arad. Dați un like, dislike, oricare pentru că nu contează. Distribuți mai departe atinge și Clopoțeu și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți. Bye!